Salut, astăzi suntem la masă la fitness și l-am invitat la antrenament pe Rareș Urzică. Salut! După cum știți, este multiplu campion la Men's Physique clasa G la Pro Qualifiere, cam la toate Pro Qualifiere care a participat. Deocamdată este în perioada de recuperare după ultimul concurs din noiembrie, care și acesta l-a câștigat, și urmează o perioadă mai lungă de recuperare de vreo 3-4 luni, iar apoi o să decidă dacă participă în sezonul competițional din 2024, pe final sau în 2025 la început. Astăzi o să antreneze pate și eu o să-l antrenez, sper să fie un antrenament bun. Stai un pic pe spate, dar de aici la stretching complet. Lasă să te tragă încolo. Așa, de aici încordează, așa, și face atragi. Bun, scoate aerul pe parcurs când ai drumul de acolo încoace. Expiră puternic. Și strânge tare acolo. Vreo 3 secunde pauză izometrică acolo. Cam 15 repetări pe fiecare braț. Schimbă piciorul de sprijin. Lasă-te mai pe spate. Bun. Bun. Numai aici te concentrezi. După cum vedeți, am început cu un exercițiu de activare. Din nou, vrem să activăm prima dată dorsalul inferior, pentru că la Men's Physique cam de acolo pleacă toată poziția, deschiderea să plece cât mai de jos, dorsalul inferior să fie cât mai dezvoltat. De aceea am început cu ramat vertical în priză supinație. Ce îi cer să facă la Rareș, să nu se grăbească pe partea concentrică a mișcării, să facă foarte lent, și în partea de top a mișcării să strângă foarte bine din dorsal, exact cum ar poza pe scenă și ar deschide din zona respectivă. O să facem încă o serie de activare, apoi o serie de lucru, apoi la exercițiile mai grele. Acum, ultima serie, seria de lucru, am pus greutate mai mare. O să facem tot așa, full range of motion, iar pe final, când simte că deja nu mai poate să execute corect toate repetările, o să facă repetări scurte în partea de jos a mișcării, undeva la 30%, să activeze cât mai bine dorsalul pentru exercițiile următoare. Hai! Încă una, și acum scurte de aici. Hai! Se respiră. Încă două. Încă una. Bun. Strânge-și la asta. Al doilea exercițiu o să fie la tracțiune, la helicometru. O să facem o variație undeva între middle back și lower back. Priza nu o să fie foarte largă și o să încercăm să aducem bara către stern, deci destul de jos față de execuția normală. Să vedem. Așa, și strânge acolo. Și scoate aerul pe parcurs, expiră când trage acum. Când trage sus până jos, scoate aerul. Bun. Aici e focus. Bun. Am făcut seria de încălzire. O să avem acum o serie de feeder, unde nu faci mai mult de 8 repetări, chiar dacă ai putea mai multe.
crești greutatea automat, iar apoi două serii maximale, între 6 și 8 repetări, alegi greutatea suficient de mare, dar să nu periclitezi execuția. Deci totul să fie bună, coatele să fie suficient de jos, iar bara din nou să ajungă la sper. De feeder și acum alegem, cum a zis și Marius, greutate care să ne permită să facem două serii maximale în jur de 8 repetări. Mai urmează o serie maximală, după care trecem la următorul exercițiu. Al treilea exercițiu avem ramat din șezut la helcometru cu bara priză supinație. Acest exercițiu l-am ales special pentru Rareș, special pentru nevoile lui, ca să arate cât mai bine poza din spate, pentru detaliile din middle back, middle lat, și o să vedeți, o să execute cu trunchiul puțin în față și coatele cât mai în spate. Aici rămâi, hai. Bun, perfect. Uită-te cu capul într-un punct fix și nu te mai modifica. Strânge un pic în capăt. Ține un pic mai mult către mine. Așa. Bun. Acum o să execute două serii maximale, o să pună greutăți din ce în ce mai mari și așa cum am zis, trunchiul fiind puțin înclinat în față și coatele vreau să le ducă cât mai în spate, i-am sugerat ca în momentul când începe puțin să se smucească din spate, greutatea fiind foarte grea, atunci va fi necesar să facă un triple drop set pentru a echilibra puțin contracția, pentru că automat când se va smuci vor fi activați și paravertebrali, iar noi specific la exercițiul ăsta nu ne dorim să activăm și paravertebrali. Mai mult aici către mine. Încă o secundă în plus. Așa. Scoate aerul. Bun. Strânge acolo, hai. Încă una, două. Îți scad mai mult și lasă pozitivul mai lent. Strânge. Nu mai fă trei așa. Bun. Scoate aerul când tragi către tine. Încă una. Încă una, scoate aerul. Bun. Stai 15 secunde. Vreau să tragi către tine. Ții izometrie în punctul ăsta și mai faci forțate vreo 6 scurte. 1. Ține aici 10 secunde către tine. Ține, corp mai în față și ține, ține, ține. Până aici, hai. Câte puci? Hai. Încă 3, hai. Bun. Penultimul exercițiu avem aici la ramat, la aparat de tip Hammer Strength. O să fie priza neutră. De data asta arcuim un pic și scoatem pieptul în față, să activăm și paravertebralii, totuși coatele cât mai în spate. Nu o să folosim foarte mari greutățile, execuția cât mai controlată. Și o să facem 3 serii. Una de activare, apoi două de lucru, dar vreau să faci de a 12-15 repetări. Nu punem greutăți mari, dar să faci mai multe repetări și corecte.
gândeam să mai fac o perioadă de recuperare, să mai stau un pic pe perioada de recuperare și să văd dacă am timp și de perioada de masă musculară, inclusiv definire pentru un concurs la Cluj, în România, în august. Dacă nu, mă gândesc să merg undeva în UK, prin Londra și sper la un car pro anul ăsta. Pregătim de finalul antrenamentului, mai avem două serii de hiperextensii cu discul de 15, tot așa repetări între 12 și 15, nu facem îndreptări sau rack pulls, deoarece rare și este, așa cum am zis la început, în perioada de recuperare, este deja destul de solicitat în urma antrenamentului și am ales ceva mai light pentru activarea lombarilor, adică hiperextensii. Pentru cei ce nu știu, vreau să vă zic că perioada de recuperare înseamnă să aducem analizele la normal, ca atunci când ne apucăm din nou de pregătire competițională, analizele să fie toate în grafic. Bineînțeles, la îndrumarea lui Marius, pe partea de alimentație am trecut foarte mult pe legume, fructe, am scăzut proteina, am scăzut carbohidrații. Antrenamentele trebuie să fie bazate pe execuție, pe corectitudine, pentru a nu ne accidenta, fiindcă corpul deja este la un nivel mai jos față de în perioada competițională. Spor la toți!